Din anul alului 2019 a fost o provocare, uitându-ne ce putea să însemne pentru noi anul 2020. Ca în fiecare sfârșit și început de an, aveam planuri, aveam gânduri de a continua. Continuam să avem servicii religioase normale, mai cu seamă la începutul unui an nou, bucuroși de intrarea în acest an, ne adunam, veneam la biserică încântați și cercetați de Duhul Sfânt. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Luați sfaturile de la autorități, autoritățile sunt pregătite. Bună seara, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de coronavirus. Am decis să decretez stare de urgență. Starea de urgență este o măsură extraordinară luată într-o situație extraordinară și care... Vă reamintesc că sunt doar 5 motive pentru care puteți părăsi locuința. Starea de urgență scoate armata pe străzi cu armament la vedere. 22 la 6 dimineața este obligatoriu, de la 6 dimineața la 22 este recomandare, dar cum lumea să o trateze ca și cum ar fi obligație. I like it when people are thinking I'm overreacting, because that means we're doing it just right. Școlile au fost închise de astăzi la New York. Era un moment de criză cu care nu ne mai întâlnisem. Domnul a îngăduit să trecem pe aici și cred că am avut cu toții de învățat din lucrurile acestea. Bineînțeles, m-am gândit care sunt consecințele pentru biserică. Am înțeles că deja nu ne mai putem întâlni cu toți. Nu se întâmplase niciodată așa ceva. Și aceste restricții care au venit peste biserică. Dar am înțeles lucrul acesta și am respectat regulile. Informația despre COVID-19 am luat-o de la știri, am citit pe net și am căutat să înțeleg mai multe de la soția mea, care este cadru medical. Ea a încercat să mă liniștească, spunând că e posibil să fie ceva destul de grav, dar nici ei, cadrele medicale în spitalele din România, nu știau foarte bine cu ce o să se confrunte. Am fost destul de liniștit în prima parte, în primele zile. Eu am auzit de virus de prin decembrie, urmăresc știrile și am văzut discuția referitoare la ce se întâmplă în China. Eu personal nu am fost foarte convins de virusul respectiv. Am zis că cineva sigur va trebui, cum i-a dat drumul, la fel să-l și prindă, să-l închidă înapoi. Am tratat destul de superficial. Recunosc că nu am știut exact despre ce este vorba sau ce se va întâmpla. Nu m-am speriat, n-am cunoscut, nu aveam foarte multe date, nici eu, nici familia mea, nici alți colegi, prieteni din biserică. Ajungând acasă, mi-am dat seama că panica a cuprins pe tot mai mulți oameni. Am început să auzim vești rele despre ceea ce se întâmpla sau s-ar putea întâmpla. În momentul în care din partea guvernului s-a transmis că vom intra într-o perioadă de lockdown, și împreună cu alți frați prezbiteri din cadrul bisericii unde slujesc,
ne-am întâlnit și am încercat să vedem ce putem face, cum vom continua lucrarea, slujbele, tot ceea ce ținea de contextul slujirii în Biserica Izbânda. Am înțeles că deja nu ne mai putem întâlni cu toți la biserică. Putem să avem 8 persoane. Am discutat inclusiv cu colegi preoți ortodoxi aici în oraș cum vom face și cum vom proceda. Am luat legătura, am sunat inclusiv la DSP, am căutat la primărie, am luat legătura cu primarul. Toată lumea spunea, domne, nu știm nici noi exact ce va fi, dar nu mai e voie să se strângă toată lumea la biserică. A fost destul de greu pentru că niciunii dintre noi nu aveam cunoștință despre întâlnirile pe Zoom, nu eram puși la punct din punct de vedere al tehnologiei. Atunci ne dumiream, ne întrebam, căutam persoane care să ne poată ajuta în sensul acesta. Mulți dintre ei deja se panicaseră și unii chiar au plecat din oraș, ne-au spus că nu sunt disponibili, că sunt plecați și am căutat cumva să înțelegem și să găsim soluții pentru situația în care ne aflam. Nu înțelegeam clar și exact nici dacă acest lockdown înseamnă să efectiv să nu mai ieși din casă sau când, la ce ore poți să ieși, cât ai voie să stai, cu cine, până unde să mergi, cu cine poți să te întâlnești, să comunici. A fost o confuzie totală la început și o nedumerire în mintea și în sufletul multora. Și cred că ne-a speriat pe mulți și pentru că nu aveam cunoștință de ce se întâmpla și pentru că nu știam foarte bine cum să gestionăm lucrurile în perioada respectivă. Fratele meu, care este asistent medical și care locuiește în Milano, Italia, el a avut niște probleme de sănătate, am stat de vorbă cu el, încercam să văd despre ce e vorba, atușa, arăta destul de rău când ne vedeam la telefon, ca să aud că pe data de 3 martie el este internat, lucrând la o clinică foarte mare acolo în Milano, ca și asistent medical, a fost testat pentru COVID și rezultatul a fost pozitiv. Lucrurile au luat o întorsătură destul de dramatică, în sensul în care el a fost intubat. O perioadă de timp n-am mai putut afla vești de la el. Foarte greu am auzit și vești despre el și am fost confruntat dintr-o dată cu o realitate foarte dură. Deci COVID-ul poate să facă victime și poate să vie chiar din persoane foarte apropiate mie. Era un moment de criză cu care nu ne mai întâlnisem și Domnul a îngăduit să trecem pe aici și cred că am avut cu toții de învățat din lucrurile acestea. Interesant a fost că chiar cu toată restricția asta au fost persoane care au venit mai mult decât cele 8 și frate, n-am înțeles, mai ales persoane în vârstă, n-am înțeles că nu e voie. Și zic, bun, zic, uite, astăzi stăm așa, mai departe, dar de data viitoare trebuie doar să ne urmărim și imediat a trebuit să căutăm modalitatea aceasta de transmite live prin Facebook. Dar ne-am întâlnit și am hotărât că va trebui să facem cumva să continuăm slujirea Bisericii Izbânda. Și am auzit de această opțiune, de această variantă de a transmite pe Zoom slujbe ale Bisericii și în prima parte, personal, am venit aici cu un băiat, cu un fotograf profesionist, căruia țin să-i mulțumesc și acum pentru curajul pe care l-a avut și dorința de a ne ajuta, Dragoș Gheorghe. Am sentimentul că este începutul sfârșitului. Neavând posibilități tehnice decât telefonul, aveam un frate din biserică care avea un telefon nou și așa cu măr mușcat și el a zis, frate, zice, cu telefonul meu se poate transmite. Și atunci
am început să transmitem live slujba de dimineață. Am venit aici la biserică și am înregistrat câteva mesaje video pe care urma să le transmitem bisericii așa cum era obișnuită. A avut un impact major lucrul acesta. Mulți nu au știut foarte mult și foarte bine cum să se cupleze, unde găsesc această înregistrare. Pentru mulți și YouTube-ul era o taină la vremea respectivă, apoi Zoom-ul. Mi s-a întâmplat la un moment dat că în timp ce predicam, s-a întâmplat ceva afară, a ieșit unul dintre ei și după aceea au ieșit toți ceilalți șapte și eu am rămas, eram singur în fața telefonului, eu predicam, dar totodată mă gândeam ce s-a întâmplat, ce este. Sigur că băieții s-au întors, la terminat, băi, frații mei, ce s-a întâmplat? M-ați lăsat singur, vorbeam singur. Păi zice, cineva avea nevoie să-l ajutăm, că rămăsese cu mașina chiar aici și ne-am dus să-l împingem, ne-am dus să vedem. Am căutat apoi, imediat, în duminica următoare, să avem chiar o întâlnire online. Am fost plăcut surprins să văd foarte mulți, foarte mulți din biserică au accesat, au intrat și cu lacrimi în ochi ne rugam, cântam. Și acum am vine să... Nu se întâmplase niciodată așa ceva și aceste restricții care au venit peste biserică. Dar am înțeles lucrul acesta și am respectat regulile. Da, distanța în biserică între persoane, am respectat la intrare regulile care erau igienice cu spălarea mâinilor, aveam pregătit. Ca și măsuri, pe mine personal m-a deranjat termenul de distanțare socială. A fost mai problematic că nu știam, de exemplu, nu era voie să dai mâna. Să dai mâna. Erau frați care spuneau, băi, și pastorul, până și pastorul a ajuns să nu mai dea mâna. Pe urmă, erau unii care vroiau să dea mâna cu tine sau tu să dai mâna cu el, dar erau alții care spuneau, băi, dar pastorul ăsta până la urma urmei, nu e și el conștient că acum, în perioada asta, nu trebuie să mai dai mâna? Purtarea măștii. Eu am o problemă cu masca, simțeam că mă sufoc. Am avut invitații aici la biserică, alți colegi păstori, care au stat cu mască de când au coborât din mașină până au urcat iară în mașină. Eu, când eram în față, îmi dădeam masca jos. Era obligatorie să păstrezi distanța fizică. Aveam plin de recipiente cu substanțe de acestea să te dezinfectezi. Peste tot. La baie, când intrai, dacă cineva avea temperatură. Da, am luat, chiar nu mai știu pe unde am pus. Aveam chestia aia că trebuia să iei temperatura. Le luam și mai în glumă, mai în serios. Erau oameni, unii foarte serioși, aia nici n-au mai venit, așa. Iar cei care au venit, le-au acceptat cu măștile, fără să dăm mâna, ne dădeam așa doar cu pumnul. La alții, deja a început să se cunosc, care vrea să dea mâna. Era o chestie chiar așa, că, domne, uite, totuși noi mai dăm mâna. Dar una peste alta, până la urmă, ne-am obișnuit și cu restricțiile respective. Am fost informați că ne-am putea aduna totuși, păstrând anumite restricții și distanță, ne-am putea aduna într-un spațiu în afara clădirii și am mulțumit Domnului și am profitat de curtea bisericii pe care o avem și imediat ne-am organizat cu tinerii bisericii noastre și am așezat scaune în curtea bisericii la distanța recomandată și am căutat să invităm într-o ordine anume toate persoanele dispuse și disponibile să vină la slujbă în curtea bisericii. Și au fost câteva zile de duminică pe care le-am avut în curtea bisericii, zile de slujbă.
Și aici unde ne aflăm ca biserică, suntem înconjurați de blocuri și vecinii noștri de la balcoane, de la geamuri, erau bucuroși să asiste și ei și să asculte cântările și să vadă modul în care credincioșii cu mult curaj veneau și se rugau Domnului și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. A fost o perioadă binecuvântată și ne-am bucurat mult de timpul acesta în care ne mai puteam vedea. Da, nu dădeam mâna unii cu ceilalți, păstram distanță, dar măcar de la distanță, așa, 2 metri sau 1,5 metri, ne vedeam unii pe ceilalți, ne auzeam vocile, puteam să cântăm, chiar dacă aveam mască la gură, cântam și ochii radiau de bucurie și văzându-ne, și nu știu, cred că frumusețea acestei perioade a fost că ne-am uitat mai mult unii în ochii altora. Dacă până atunci poate nu aveam obiceiul acesta, de data asta chiar ne urmăream ochii unii altora și mulțumeam Domnului pentru timpul pe care îl aveam. Și iarăși vă spun, destul de mulți au optat să vină, chiar dacă și-au asumat anumite riscuri pentru ei, pentru copiilor, pentru familiile lor, destul de mulți dintre membrii Bisericii Izbânda au venit la aceste slujbe în curtea Bisericii. Am avut și credincioși care s-au opus, am avut frați care chiar au considerat că nu este normal și lor nu le poate impune nimeni, este în spiritul baptist, că noi să nu acceptăm ca cineva să vină cu forța și să le impună, dar marea majoritate a credincioșilor, chiar aveam o soră mai în vârstă care spunea, ne-a păzit Dumnezeu până acum, dar trebuie să avem grijă și noi. Cele mai mari provocări au fost când am văzut în spitale că mor oamenii. Am văzut că chiar de la noi, din comună, au murit și au fost îngropați numai cu câteva persoane. Nici toată familia n-a participat la înmormântare. Da, și au fost panicați, panicați oamenii. De aceea și frații au căutat să respecte regulile, ca să nu se extindă virusul, să nu, da. Chiar dacă au fost bolnavi în biserică și au fost aproape 70% dintre frați au fost bolnavi, dar au respectat toți regulile. Și eu am spus, o decizie este foarte clară, aceea de a nu închide biserica. Cât mă ține Dumnezeu aici, eu am prins și regimul comunist, am avut situații în care au venit la noi oameni de la partid și au spus, noi vă închidem, ce căutați aici? Am rezistat și atunci, am fost amenințat că sunt dat afară din școală, au venit la școală, au venit la liceu. Bine, atunci poate că era o chestie de teribilism al vârstei, dar acum am spus nu. Cât mă ține Domnul, nu închidem biserica. Și mulțumesc lui Dumnezeu, în toată perioada aceea, nu doar că n-am închis biserica, biserica a fost mai vie ca niciodată și activități și acțiuni extraordinare. La început, când am revenit în biserică, în interiorul clădirii, nu foarte mulți au venit la primele întâlniri. Oamenii erau destul de reticenți să participe, unii dintre ei încă nu se îmbolnăviseră și sperau că nu o să se îmbolnăvească niciodată, alții așteptau vaccinul să se vaccineze, alții spuneau că nu-i bine să te vaccinezi. Ușor, ușor ne-am revenit și de la duminică la duminică tot mai mulți participau la slujbele din cadrul bisericii, bineînțeles respectând distanța, și am fost nevoiți să transmitem cu circuit închis pentru că sala de aici era insuficientă pentru
numărul de persoane care veneau la slujbă și am avut întâlniri când în afara de sala bisericii se adunau și la demisol, și la balcon, și la etaj și transmiteam pe monitoare, se filma aici, transmiteam și online și pe monitoare în toate celelalte săli unde aveau un loc păstrând distanța cuvenită frații și surorile din biserică. Problema distanțării sociale eu am combătut-o cât am putut de vehement. În sensul în care termenul respectiv, dacă s-a știut, înseamnă că cel care l-a lansat a avut alte gânduri sau chiar aia a dorit distanțare socială. Eu am explicat că nu există, din punct de vedere al Bibliei și al creștinismului, nu poate fi vorba de o distanțare socială, de ierarhizări și stigmatizări. Nu, e o distanțare fizică, atunci când e nevoie să păstrăm distanța și în felul acesta considerăm noi că dacă eu am virusul să nu ți-l dau și tu dacă l-ai să nu mi-l dai mie. Mi-aduc aminte, eram la un magazin și a început cineva să tușească și atunci oamenii s-au speriat și a zis, vai de mine, cum? Persoana când a început să tușească și a scos masca. Și pentru că a zis că se neacă. Practic, tusea respectivă era provocată de o chestiune de genul ăsta, s-a necat, nu că era bolnav. Și oamenii s-au speriat, dar cum, zice, tușei și ți-ai dat masca jos? Păi puneți masca, pe domne, leșin, vrei să pic aici? Deci au fost și momente de genul acesta. Și da, am avut și câteva persoane așa destul de antagoniste, în sensul că erau împotrivă a ceea ce se face, că să nu cumva să moară mai mulți și temători. Unii dintre ei ne criticau, alții încercau să ne spună că ar fi mai bine să rămânem doar în online, să nu revenim. Alții spuneau că să rămânem doar la o slujbă, nu la două, duminica dimineața, să nu mai venim și seara. Noi totuși, majoritatea, ne-am dorit să revenim la tot ceea ce aveam înainte și chiar mai mult. Am zis, e atât de important momentul în care ne întâlnim sau timpul nostru de părtășie, că nu merită să-l irosim în discuții. Sunt foarte multe păreri, erau atunci foarte multe păreri, foarte mulți care se uitau la filmulețe, pe YouTube, tot felul de materiale care veneau pro sau contra. Și am spus, nici cei pro, nici cei contra, hai să ne concentrăm la lucrurile biblice, să ne gândim la ceea ce ne unește, să ne gândim la lucrurile frumoase care sunt între noi și cred eu că am și reușit într-o oarecare măsură să țin biserica în echilibru și în unitate. Într-o perioadă în care, din punct de vedere social, erau foarte multe atacuri, erau foarte multe știri care veneau. Certificatul COVID ar putea fi eliberat la 10 zile de la prima doză de vaccin. Ce conține vaccinul pentru voi? These are safe and effective products. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Începe în același timp în România, ca peste același timp în Europa. La întrebările pe care fiecare persoană le are vis-a-vis de importanța vaccinării în momentul de față ca măsură sigură și eficientă. Personal, eu și nu numai eu, toată familia mea a fost contra vaccinului și nu ne-am vaccinat. Pentru că noi am discutat dacă acum cu vaccinul acesta intră frica în noi și ne vaccinăm. Dar când va veni adevărata cifră 666 și se va implanta pe frunte și pe mâna dreaptă, ce vom face atunci? Perspectiva mea cu vaccinul am luat-o ca și o provocare spirituală. Dacă Dumnezeu vrea să plec din lumea aceasta, voi pleca când știe El. Eu, fiind și profesor la școală, am fost printre primii vaccinați cu vestitul
vaccin AstraZeneca, pentru că am vrut să continui activitatea și la școală, am vrut să continui activitatea și la penitenciar. Mi-aduc aminte că erau uimiți unii dintre angajații de la penitenciar, dumneavoastră chiar sunteți vaccinat? Și am zis, da, eu sunt vaccinat cu vaccinul ăla bun, AstraZeneca. Dom'le, am auzit că ăla nu e bun. Dom'le, nu știu. E bun, nu e bun, am fost vaccinat. Eu le-am spus credincioșilor așa. Fiecare să facă după încredințarea care o primește el de la Domnul. Când am aflat de perspectiva aceasta a unui vaccin, recunosc că, având informații de la soția mea, care este cadrul medical, m-am bucurat și am considerat că este ceva bun de care vom putea beneficia cât mai mulți dintre noi. Soția chiar a fost obligată să se vaccineze, ulterior și eu din familie și părinții noștri, și o parte din biserică au fost de acord, cealaltă parte nu au fost de acord cu vaccinul, pentru că nu aveam foarte multe informații despre acest vaccin și părea așa că urma o perioadă de scindare, de dezbinare între credincioși. Nu, noi am forțat pe frați. E alegerea fiecăruia, fiecare face ce și cum are încredințare. Dar eu, fraților, nu mă vaccinez. Deci ați avut poziția personală că nu vă vaccinez? Să nu ne vaccinăm. Da, da. Am spus, așa cum a zis Iosua, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului, așa am pronunțat de la ambon, că despre mine și familia mea nu ne vaccinăm. Dar mulțumim Domnului că tot El ne-a ajutat să gestionăm foarte bine această perioadă. Cred că ne-au ajutat foarte mult și cadrele medicale din biserica noastră. Destul de mulți medici avem aici, cred că vreo 7-8 cadre medicale care și-au asumat responsabilitatea aceasta de a explica ce-i cu vaccinul ăsta, cine trebuie să-l facă, ce anume vaccin, pentru ce anume vaccin să optăm. Și nu a fost o obligație din partea noastră ca biserică și nu ne-am asumat responsabilitatea, depășea competența noastră pastorală să facem așa ceva. M-am bucurat că Duhul Domnului ne-a ajutat să ne înțelegem și să rămânem frați în Hristos, vaccinați și nevaccinați. Să nu ne dezbinăm, să nu ne scindăm. Deși unii poate încercau să îi arate cu degetul pe alții, nu, foarte curând, și aș spune că poate a fost vorba de câteva zile când eram așa nedumeriți și nu știam ce și cum, apoi am lăsat la responsabilitatea fiecăruia și, da, am înțeles fiecare ce avem de făcut și nu am spiritualizat partea aceasta medicală mai mult decât trebuie. Cred că cel mai greu moment din toată pandemia a fost când, într-o perioadă destul de scurtă, am auzit de mulți dintre ai noștri, nu din biserică, dar din rudele, prietenii, cunoștințele noastre, s-au îmbolnăvit și au murit. A fost o perioadă, nu mai mi-amintesc foarte bine, septembrie, octombrie, așa ceva, când cotele erau alarmante în privința îmbolnăvirilor și a deceselor, și perioada aia ne-a speriat pe foarte mulți dintre noi. Eu mi-aduc aminte și atunci le-am vorbit, din Proverbe era, vorbea înțeleptul Solomon, că vai de aceia care n-au parte nici de o mormântare. Și așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Le-am vorbit eu din cuvânt. Vedeți, și mormântarea, dacă este așa creștinește,
E o binecuvântare de la Domnul. E o binecuvântare de la Domnul. Să nu fie restricții, să nu fie pentru familie, pentru... Da. Ne gândeam care urmează, cine urmează. Luam în calcul boli ce le aveam fiecare și încercam să înțelegem dacă și cum se va întâmpla. A fost greu de depășit momentul respectiv, pentru că într-o perioadă destul de scurtă am pierdut, au plecat dintre noi prieteni dragi, vecini, colegi, frați de credință din alte biserici și la mare parte dintre ei nu am putut să participăm nici măcar la slujba de înmormântare. A fost grozav și o încercare prin care am trecut așa destul de greu și personal vă mărturisesc că având informații de la soția mea din spital, îmi spunea în fiecare zi, treceau în veșnicie cel puțin 3, 4, 5 persoane. Era grozav. Trecuse, cred că, un an de zile și la un moment dat am văzut-o așa psihic, nu mai rezista. Chiar mi-a spus, a îngăduit Domnul să am meseria asta ca să ajut oamenii, să vin oamenii la spital, dar să-i ajutăm să se vindece și să se întoarcă acasă, bucuroși. Și mare parte din cei care veneau și, bineînțeles, erau pe secția de terapie intensivă, nu se mai întorceau. Dintre, chiar mi-a spus, nu a scăpat absolut nicio persoană dintre cei intubați la terapie intensivă și era foarte descurajant și psihic, nu mai putea să reziste, se lega cumva de contextul fiecărui bolnav, de poveștile ce le spunea, de familia despre care vorbea și în câteva zile se încheia povestea acestor oameni. Ascultând aceste informații de la soție că mergea la serviciu zilnic și zilnic avea parte de oameni care decedau, vă mărturisesc că am avut și eu ca persoană perioade grele și dificile. În primul rând, am susține soția să continue să facă această slujbă și, în al doilea rând, de a avea un cuvânt încurajator pentru cei din biserică. Și mulți mă întrebau, ce spune Dana, soția, cum e în spital, ce se întâmplă acolo, ai ceva informații, ai poze, ai filmări de acolo, spune-ne adevărul, câți mor, ce se întâmplă? Și eram așa, trebuia să țin echilibru, nici să nu exagerez, să nu dramatizez lucrurile și să descurajez oamenii și să o susțin, să o încurajez pe soție rugându-mă și având încredere că El este Cel care ușor și în timp Domnul a fost Cel care ne-a ajutat să înțelegem voia Lui și faptul că El este suveran și vă mărturisesc că în scurt timp am realizat că totul este sub control, sub controlul Domnului. Responsabilii din domeniu, în urma căreia am hotărât să nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alertă instituită în România. A fost așa o emoție, mai ales după ce n-a mai trebuit să avem masca, când a trebuit să ne dăm măștile jos, când a trebuit să punem scaunele la loc cum au fost ele cândva. Parcă era așa o bucurie pentru amenajarea sălii. Cum să facem? Cum să fie? Ușor, ușor, după cum știți, toate restricțiile s-au ridicat și asta a fost mare binecuvântare și bucurie pentru noi. Am renunțat imediat la dezinfectantul și de la intrare, la scannerul pentru febră.
Și da, ne-am bucurat să ne revenim la normalitate. Nu a durat mult. Foarte repede am devenit la normal. Era legătura frățească, era programul la biserică, nu mai eram distanțați, era programe normale ca și mai înainte. Biserica post-pandemică a fost divizată sau a rămas la fel? Nu, am rămas uniți. Numai trei familii care au plecat, ceilalți toți am fost uniți, fără nicio... n-au fost discuții, nu. N-a fost chiar imediat, nu a fost foarte simplu, că deja unii se obișnuise. De-aia m-a spus că le-am făcut treptat, adică am redus distanța aia între scaune, ușor câte ușor, și am spus cine vrea să poarte mască în continuare, poate să poarte mască, noi nu judecăm pe cine are mască, cine nu are mască, nu judecă pe alalt, deci am spus hai să le luăm ușor. Revenirea la normalitate a însemnat și revenirea în slujirile și în slujba pe care o făceam înainte și m-am bucurat să văd râvnă și pasiune în inima multora de a se implica și mai mult, cu și mai multă dăruire în lucrarea Domnului. Și aici fiind o biserică cu multe familii tinere, cu mulți tineri, mare parte dintre ei au spus: gata, frate Eliezer, haideți să mergem pe sate, la bisericile pe care le susțineam. În toată această perioadă am văzut pe Domnul că este alături de noi. Am primit liniște și pace. Au fost momente grele, dar momente frumoase. Au fost clipe unice care rămân în istoria vieții noastre și pe care le putem transmite generațiilor următoare, dar cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Personal, am înțeles că trebuie să-mi continui slujba și slujirea, că nimic și nimeni din lumea asta nu trebuie să te împiedice să împlinești chemarea, și vă mărturisesc că dacă înainte sau în perioada pandemiei aveam tot felul de frământări și întrebări și nedumeriri, acum sunt convins că trebuie să îmi continui slujba și slujirea și cu și mai multă responsabilitate, cu și mai multă dedicare și pasiune, înțelegând cât de repede pot să plece dincolo mare parte dintre ai noștri, câtă responsabilitate am în vestirea Evangheliei, câtă responsabilitate am în consilierea, susținerea oamenilor, câtă responsabilitate am în propovăduirea învățăturii cuvântului lui Dumnezeu, câtă responsabilitate avem în închinarea pe care trebuie să o acordăm Domnului. Ca și încurajare pentru biserică, eu doresc ca să fim uniți, cum am fost până acum, să fim uniți, să respectăm cuvântul Domnului, să dorim ca toți din biserică să trăim în pace și să așteptăm venirea Domnului. Amin. Dar slavă Domnului, deja parcă n-a fost niciodată și parcă vorbim așa despre lucruri care oarecând au fost ele și nu e așa o distanță mare în timp. Și recunosc că sunt mult mai motivat și mai încurajat de tot ceea ce a fost ca să-mi continui slujba și slujirea atât cât Domnul va îngădui să fim pe acest pământ, atât cât Domnul va îngădui să fiu aici implicat în Biserica Izbânda. Și mulțumesc Domnului pentru frații și surorile din comunitatea Izbânda care mă susțin, au fost și sunt alături de mine. Mulțumesc echipei fraților prezbiteri din Biserica Izbânda, diaconilor care au conștientizat și care la fel, cu multă tragere de inimă, cu multă pasiune,
își arată dragostea pentru slujba și slujirea Domnului. Și cred că lucrurile acestea trebuie să ne rămână ca și îndemn pentru noi toți. Credință, nădejde și dragoste. Încurajarea mea față de toți cei care au trecut sau care vor trece printr-o asemenea perioadă este că trebuie să rămânem aproape de Domnul. Să continuăm să ne încredem în Domnul, oricare ar fi împrejurările. Să credem că acest cuvânt este adevărul. Să continuăm să-L propovăduim și să arătăm, să-L arătăm pe Hristos oamenilor prin faptele noastre, prin modul nostru de a ne trăi viața, prin felul nostru de a ne ajuta, de a ne înțelege, de a ne accepta și de a ne împlini menirea pe acest pământ. Sunt convins că vor fi împrejurări mai grele, poate dintr-o altă perspectivă, poate nu medicală, dar vreau să cred că toți cei care am trecut prin pandemie, prin aceste zile greu de imaginat, am înțeles că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este Cel care hotărăște totul și încrederea în El și a fi și a rămâne la dispoziția Lui poate să ajute și să ne ajute să mergem mai departe și să traversăm momentele dificile și grele prin care Domnul ar îngădui să trecem. Trebuie să fim mult mai încrezători în El și da, facă Domnul din noi oameni ai rugăciunii, oameni ai cuvântului și oameni ai trăirii. Pentru că mare parte din cei care venim la biserică cunoaștem cuvântul. Câți dintre noi îl și trăim în viața de zi cu zi? Din tot ceea ce cunosc, din tot ceea ce am învățat, câți dintre noi și trăim? Și dacă trăim, câți dintre noi îl și propovăduim mai departe? Altora care au nevoie de Evanghelie, care au nevoie de mântuire, care au nevoie de naștere din nou. Domnul să ne binecuvinteze și El să ne ajute să ne împlinim chemarea și menirea la care am fost chemați. Dumnezeu nu ne cere înainte să ne dea și am fost tare binecuvântați cu daruri duhovnicești, cu sănătate, cu experiența unor zile grele și da, cred că putem fi mult mai relevanți și mult mai de folos și la dispoziția Domnului în zilele de pe urmă, dacă El va îngădui să le trecem și sunt convins că tot cu El vom reuși să depășim orice împrejurare dificilă și grea.